Anul acesta, acest festival aduce la Novaci 22 de ansambluri folclorice reprezentante ale unor comunități păstorești din aproape toate zonele României, cu tradiție împăstorit, Mărginimea Sibiului, Maramureș, Moldova, Ținuturile Pădurilor, Țara Făgărașului, Banat, Teleorman, Muntenia și Oltenia. Cu această ocazie, novăcenii omagiază ocupația de veacuri a strămoșilor. Am ajuns la 57-a ediție. Este vorba despre sărbătorirea obiceiului ciobanilor novăceni de a urca la munte. De fapt, vom avea un obicei al urcatului la munte și urmat de parada portului popular și de parada formațiilor artistice din toată țara. Spune. Activitatea începe duminică la ora 10. Se va defila în fața primăriei orașului Novaci și fiecare formație va susține un scurt program artistic. După aceea, activitatea artistică va continua în pădurea statului, numită Dumbrava Hirișești, unde fiecare formație artistică venită din țară va evolua timp de 15 minute. Da, este vorba de ruta cultural-turistică, drumul de transformanță ciobanilor novăceni în Munții Parând pe Transalpina, o rută extrem de importantă pentru dezvoltarea turistică a zonei noastre. Este vorba de o rută regională avizată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, recomandată la nivel național și la nivel mondial, deci pe toate circuitele. Acum, în cadrul acestei rute, evenimentul de la Novaci, Festivalul Folcloric Păstoresc Urcatul Oilor la Munte, este un obiectiv cultural, turistic, important, care atrage atenția turiștilor din toată țara și din alte țări, că pot să vadă obiceiurile românești, portul românesc, cântecul și dansul românesc, aici la Novaci. De fapt, vorbim despre portul, cântecul și dansul păstorilor din toată țara. Tot în cadrul acestui eveniment va fi organizată o expoziție, Camera de Zestre a Femeilor Novăcene, dar și un târg tradițional care se va ține în Dumbrava Hirișești. Și ținem cont de acest lucru, vineri vom organiza o expoziție, Camera de Zestre, Odaia de Zestre a Femeii Novăcence de la Novaci, undeva într-un loc special amenajat lângă Primăria Novaci, iar sâmbătă, de fapt de vineri, începe târgul tradițional din Dumbrava Hirșești. Și sâmbătă, după amiază, la ora 18, începe programul artistic, care va dura până târziu noapte. Vor debuta tinerele talente din Novaci și din zonă în domeniul muzicii populare și după aceea avem o formație orchestră de muzică populară. Este vorba de orchestra Mihai Tițoiu, care va aduce tot așa pe scena în pădure artiști din diverse zone folclorice, înțelegeți? Tot legate de fenomenul transumanței. De asemenea, vor fi prezente la festival formații ale comunităților de croați, sârbi, bulgari și macedonieni din România.